7 minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. 7 minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial. Bine v-am regăsit! Vorbim astăzi despre felurite beteșuguri, adică ce avem și ce ne doare și cum încercăm să căutăm leacuri și lecuire. De fapt, titlul acestei prezentări mi-a fost inspirat foarte mult de răspunsurile care încep să le am de la dumneavoastră, pentru că tot dialogul pe care îl ducem, în mare parte, este inspirat de ceea ce mi se întâmplă în relație cu familia mea, în relație cu pacienții mei, în relație cu biserica, în relație cu cărțile pe care le citesc și de multe ori în relație cu ceea ce ascult la radio și chiar la radio Vocea Evangheliei. În modul în care construiesc ceea ce vă dau astăzi sau alte dăți este și sper să rămână de fapt realitatea, sper să rămână ceea ce trăim fiecare dintre noi, modul în care pătimim. Profilul celui care ascultă este omul care are o suferință, omul care caută un răspuns, omul care are întrebări, omul care caută de fapt. Oricând e vorba de beteșuguri și de boli și de suferință, după revelația Scripturii și după ce bine punctează Sfântul Apostol Pavel în epistola către Tesaloniceni, trupul nostru, sufletul nostru, spiritul nostru este parte a modului în care Creatorul ne-a creat, e modul în care suntem orânduiți. Când ai un beteșug trupesc, dacă te-ai accidentat, dacă ți-ai sclântit un picior, dacă te doare capul, dacă ai probleme cu stomacul, te duci la un doctor și în general cauți o rezolvare pentru trupul tău și se găsesc rezolvări cât se poate de serioase în secolul în care trăim. Dar când suferința ta este în sufletul tău sau când suferința ta este în duhul tău, încotro te duci? Spre ce alergi? De unde aștepți soluțiile? Faptul că tot ce se întâmplă în trupul nostru ne afectează sufletul și spiritul este o realitate. Nu e așa că dacă ai migrenă sau dacă ai o criză de ulcer sau dacă ai mai rău o patologie foarte serioasă ca și cancerul sau alte tumori, sufletul tău, spiritul tău este afectat. Cartea Proverbelor vorbește și descrie absolut magistral aceste tipuri de condiționări, cum ce se întâmplă în trupul nostru afectează sufletul și spiritul nostru, după cum tot ce se întâmplă în sufletul nostru și în spiritul nostru se răsfrânge asupra trupului. Din Cartea Proverbelor descoperim că, de fapt, o inimă bună, o inimă în care este echilibru, în care este pace, este sănătatea trupului. După cum, dacă ai pismă, dacă ai frământări, dacă ești mândru, dacă ești în sufletul și în spiritul tău neadecvat, trupul tău suferă. Ori a ne căuta lecuire pentru suflet și pentru spirit e mai greu, e mai anevoie decât a căuta lecuire pentru bolile care ne cuprind trupul. Parte din ceea ce facem, într-un anume fel, este să încurajăm o privire și o privire cât se poate de obiectivă, dacă e posibil așa ceva, pe ce înseamnă suferința sufletului și pe ce înseamnă suferința spiritului. Pentru că de acolo,
dacă ne îndreptăm spre soluții, soluțiile care le primim pentru suferința sufletească sau suferința spirituală se răsfrâng pe celelalte zone ale vieții noastre. Nu numai în bisericile noastre și în lumea seculară, când e vorba de o boală a sufletului, stigmatul e acolo. De ce să te duci la psihiatru? De ce să te duci la neurolog? De ce să te duci la psiholog? Sunt meserii asupra cărora planează așa un fel de stigmatizare. Alte culturi, cum este cea americană sau cum este cultura Europei de vest, au căzut în cealaltă extremă, adică acolo totul se psihologizează și acolo partea care ar trebui să fie a preotului, a pastorului, a ajuns să fie preluată de psihologia seculară. Nici o extremă nu face de fapt bine, dar meseriile acestea sunt meserii valide și în meserii în care eu cel puțin sper și chiar mă străduiesc să aduc creștinii și să-i aduc pe cei care au o filozofie de viață creștină ca să învețe și să se destoinicească în aceste meserii. Iar când vorbim de stigmatizare și când vorbim despre tot ce e greu de purtat în suflet și în spirit, parcă e cu atât mai greu de dus, cu cât suferința sufletească și suferința spiritului e trecută într-o zonă în care neapărat păcatul ar fi o explicație. O viață care nu e dusă în rânduială are o explicație. Ar fi partea păstorilor și partea teologilor să analizeze relația dintre păcat și suferință. Dar îmi aduc aminte de ce spunea Hristos când a fost interpelat cu privire la cine a păcătuit, cel care a fost adus sau familia lui. Iar răspunsul lui Iisus a fost dincolo de aceste presupoziții și le-a spus că, de fapt, trebuia să se arate slava lui Dumnezeu în acest miracol. Și nu e vorba neapărat de relație între păcat și suferință. Pavel vorbește despre țepușul lui de foarte multe ori. Iar țepușul lui Pavel era ceva ce l-a ținut într-o anume dependență de Dumnezeu. Și este ceva ce ne grăiește tuturor despre fragilitatea condiției umane, despre finitudinea, despre faptul că suntem un anume tip de aluat. Nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați gândit, de exemplu, cât de neadecvate au fost reacțiile lui Ilie uneori și ce aș spune eu pe limbajul doftoricesc, ce bipolar a fost Ilie, adică în ce extreme s-au situat reacțiile lui, emoțiile lui. Sau pe mine și acum mă surprinde dialogul lui Iona cu Domnul. Bine facă-mă mânii, bine facă-mă mânii pentru îmbrusture. Ori atitudinea lui Iona se încadrează într-un anume tablou. Și ar fi foarte interesant dacă cineva și-ar lua pur și simplu timpul, răbdarea și știința să construiască niște tipologii după ceea ce avem ca și informație în Scriptură. Beteșugurile sunt felurite și lecuirile sunt felurite. Cu ce aș vrea să rămâneți este faptul că există leacuri și există lecuire. Iar dacă boala este în trup, sufletul pătimește, spiritul pătimește. Dacă boala este în suflet, un spirit pătimește toată ființa. Pentru toată ființa există lecuire. 7 minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. 7 minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.